Salut! În continuare voi prezenta generatorul de curent Stagger FD10000 RE3 automatic Multistart. Este un generator de curent dual, multifuncțional, care încorporează o serie de inovații utile. Pe parcursul acestui video vei vedea ce include pachetul, cum se asamblează și cum se pregătește generatorul pentru prima pornire. Voi parcurge toate modalitățile de pornire și principalele lor aplicații. Voi testa alimentarea consumatorilor monofazați, dar și trifazați și voi evidenția multe alte informații utile. În iunie 2025, la data publicării acestui video, prețul de catalog al generatorului pd 10000 re RR3R este puțin peste 5200 de lei. Mai multe informații despre preț și de unde pot fi cumpărate găsiți mai jos, în descrierea clipului. Acest generator furnizează maxim 8,5 kW, atât monofazic cât și trifazic, are rezervor mare de 25 de litri și 108 kg greutate. Generatorul vine ambalat într-o cutie din carton pe care sunt tipărite o serie de informații de bază. În interior, generatorul este protejat cu o folie și elemente din polistiren. Setul standard de livrare conține câte o fișă trifazată și una monofazată de 32 de amperi, un ștecher de 16 amperi, un set de chei, manualul de utilizare, o pâlnie pentru ulei, două telecomenzi, cheile pentru contactul electric, un conector pentru comandă externă, roțile, suporții și șuruburile pentru montaj, precum și generatorul dual Stagger f 10000 e -ER 3 r Vom începe asamblarea cu fixarea celor doi suporti. Aceștia sunt prevăzuți cu protecții elastice aderente din cauciuc, care se montează pe fiecare suport cu câte un șurub cu cap îngropat. După ce fixăm protecțiile din cauciuc pe suporți, montăm suporții pe cadrul generatorului. Fiecare suport se prinde cu câte două șuruburi și piulițe. După ce i-am poziționat, strângem ferm șuruburile de fixare. Cele două roți pentru transport se montează pe câte un ax, prevăzut cu filet la un capăt și cu o agrafă de siguranță la celălalt capăt. Introducem capătul filetat în suportul din cadrul generatorului și la asigurăm cu piulița de fixare montăm roata între cele două șaibe plate și asigurăm întregul ansamblu cu agrafă de siguranță. Procedăm în același mod și pentru cea de-a doua roată. Acumulatorul de start este livrat premontat în suport, însă deconectat de la instalația electrică. Pentru conectare, fixăm cablul negru la borna minus, de culoare neagră, și strângem ferm șurubul de fixare pentru a asigura un contact electric bun. Cablul roșu îl conectăm la borna roșie, marcată cu semnul plus. După ce am strâns șuruburile, tragem izolatorul din silicon peste borne pentru a le proteja și izola electric de exterior. Următoarea etapă, adăugarea a 1,1 litri de ulei pentru motor este absolut esențial. Desfacem bușonul de alimentare Introducem pâinea livrată împreună cu generatorul și adăugăm 1,1 litri de ulei. Am folosit ulei Pro10W30 de la ProGarden. Verificăm nivelul uleiului care, atunci când generatorul este poziționat drept, trebuie să ajungă până în zona filetului. Închidem compartimentul de ulei cu bușonul cu joje de nivel și continuăm cu alimentarea cu benzină. Generatorul Stagger FD10000 RE3R funcționează cu benzină fără plumb, cu cifră octanică minim 95 și este echipat cu un rezervor de capacitate mare de 25 de litri. Acest rezervor asigură autonomie de aproximativ 8 ore de funcționare cu un singur plin. Alimentarea trebuie făcută obligatoriu prin sita de filtrare aflată sub bușon. Nivelul de carburant se verifică foarte ușor datorită indicatorului de nivel incorporat în rezervor. Pe laterala stângă a panoului de comandă se află un autocolant cu pictograme care ilustrează întreaga procedură de punere în funcțiune, pornire și oprirea generatorului. În continuare, vă voi prezenta panoul de comandă. În stânga se află contactul electric cu cheie, cu trei poziții, off, on și start. Displayul LCD indică tensiunea, frecvența și numărul de ore de funcționare. Deoarece generatorul are atât bobinaj monofazat cât și trifazat, întreaga instalație electrică este dublată. Astfel, pe panou găsim două siguranțe automate protejate cu o membrană din silicon, una pentru circuitul monofazat de 230 de volți și cealaltă pentru circuitul trifazat de 400 de volți. Sub acestea se află comutatorul de preselectare, prin care utilizatorul stabilește dacă generatorul funcționează în regim monofazat sau trifazat. În stânga comutatorului este amplasat indicatorul de avertizare pentru lipsa uleiului de motor. Priza roșie este destinată consumatorilor trifazici, iar cea albastră este o priză monofazată de putere mare de 32 de amperi. Sub aceste două prize se află siguranța termică, dar și o ieșire de 12 V și 8,3 a echipată cu propria protecție termică. În imediată apropiere se află și șurubul pentru conectarea la împământare. Din cauza numărului mare de funcții integrate în acest echipament, panoul de comandă a fost prelungit pe lateral, în partea dreaptă. Aici găsim conectorul pentru automatizare tip AR, o priză monofazată obișnuită de 16 a cu siguranță termică conectorul pentru comandă externă, de exemplu de la un inverter solar off-grid și comutatorul de preselectare a modului de lucru. Comandă externă de la sistemul solar, mod dual cu pornirea la sfoară, la cheie sau din telecomandă sau are pentru alimentarea automată a locuinței în cazul unei pene de curent. Pentru a facilita transportul, pe lângă cele două roți și cei doi suporti montați la început, toate generatoarele stagă din seria FD sunt prevăzute cu mâneri pliabili. Sub demaror se află o pedală care permite înclinarea ușoară a generatorului din poziția de lucru în poziția înclinată, pentru transport. Filtrul de aer trebuie verificat periodic și curățat atunci când este necesar. Acesta se desface și se închide foarte ușor cu ajutorul celor două cleme rapide. Elementele filtrante se spală periodic cu apă și detergent, se stor foarte bine și se montează la loc. În continuare, vă voi arăta în câte moduri poate fi pornit și oprit acest generator. Înainte de a iniția orice procedură de pornire, trebuie să deschidem robinetul de combustibil. Prima modalitate de pornire pe care o voi prezenta este pornirea manuală la sfoară. Punem butonul de selecție pe mijloc în poziția 0. Rotim cheia în poziția ON și acționăm demarorul cu sfoară. Pentru oprire, rotim cheia în poziția OFF. Cea de-a doua modalitate de pornire este pornirea la cheie, folosind demarorul electric. Pentru pornire, rotim cheia în poziția start și o menținem aici până la pornirea motorului. Observați că în cazul acestui generator nu este necesară închiderea sau deschiderea clapetei de șoc, deoarece această funcție este robotizată. Clapeta de șoc se acționează manual doar dacă bateria este descărcată, defectă sau neinstalată pe generator. O a treia modalitate de pornire și oprire este utilizarea telecomenzii livrate împreună cu generatorul. Cu acelea setări ca la pornirea manuală, apăsăm butonul ON de pe telecomandă pentru pornire și butonul OFF pentru oprire. Această funcție este deosebit de utilă pe șantier, unde generatorul poate fi pornit ușor doar atunci când este necesar. A patra metodă de pornire a generatorului este pornirea prin conectorul solar, aflat pe panoul lateral. Atunci când comutatorul este setat în poziția 2, generatorul poate fi controlat din exterior, de exemplu de un invertor solar off-grid care trimite comenzi automate atunci când bateriile sunt descărcate iar panourile nu mai produc energie. Compatibilitatea depinde și de tipul invertului, astfel că nu toate modelele grid vor funcționa automat cu această funcție. De asemenea, comanda poate veni și din alte sisteme automate. Generatorul pornește atunci când circuitul dintre cei doi pini ai conectorului este închis și se oprește automat la scurt timp după deschiderea acestui circuit. Alimentarea locuinței în cazul unei pene de curent reprezintă adesea o provocare serioasă, mai ales astăzi, când tot mai multe sisteme din casă depind de electricitate de la centrala termică, frigider, aer condiționat, până la ilumina sau alimentarea cu apă. Generatorul Stagger fd 10000 er 3 r este preechipat cu un conector dedicat sistemelor automate de transfer, care permit pornirea instantanea a generatorului și alimentarea automată a locuinței de la sursa de rezervă. Întregul proces este complet automat. Alimentarea este restabilită în aproximativ 30-45 de secunde, iar generatorul se oprește singur la revenirea tensiunii din rețeaua națională. Pentru această funcționalitate este necesară achiziționarea separată a unei cutii automate de transfer, disponibilă în prezent la un preț de sub 800 de lei pentru varianta monofazată și în jur de 1300 de lei pentru cea trifazată. Mai multe informații despre preț și de unde pot fi cumpărate găsiți mai jos, în descrierea clipului. Conectarea automatizării este foarte simplă, fiind livrată împreună cu cablul pentru circuitul de comandă, care are conector special concepuți, astfel încât să nu se poată conecta greșit. Subliniez că pentru conectarea imobilului la un generator cu automatizare, lucrările trebuie să fie făcute de un electrician autorizat ANRE cu grad minim 2B. Din acest motiv, nu voi intra în detalii privind conectarea care trebuie realizată de un specialist. Oprirea manuală poate fi făcută din cheie sau prin trecerea în modul de lucru dual. Acum, haideți să vedem cum se comportă generatorul atunci când alimentează consumatorii. Pentru a testa alimentarea unui consumator monofazat, am folosit un invertor de sudură, conectat la priza de 16A. Pentru utilizarea îndelungată cu electrozi mai groși de 2 mm, vă recomand să conectați aparatul de sudură la priza de 32A, care poate susține funcționarea cu electrozi de până la 3,2 mm. Pentru electrozi mai groși de 3,2 mm este necesar un generator mai puternic. Observați că generatorul poate susține fără dificultăți funcționarea aparatului de sudură. Acesta este unul dintre cei mai pretențioși consumatori. Din cauza vârfurilor de consum ridicat și a trecerii bruște de la puteri foarte mici, de ordinul zecilor de vați la mersul în gol, la puteri foarte mari, de ordinul miilor de vați în sarcină. Pentru a aproba funcționarea în regim trifazat, am folosit o aerotermă cu două trepte de putere, 4500 de v și 9000 de v. Pentru a nu depăși puterea maximă a generatorului de 8,5 kW, am setat aparatul pe treapta întâi, de 4,5 kW. Generatorul funcționează excelent și în acest mod. Acest model este, așa cum ați putut vedea, unul dintre cele mai bine echipate generatoare de curent din această clasă de echipament. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, toate cele bune!